Hai să vedem pentru ziua de sâmbătă, 21 august, care este mesajul de la cărțile de tarot. Avem treiul de monede. Această carte te îndeamnă să îți îmbunătățești abilitățile, skillurile, să înveți ceva nou și să lucrezi în echipă. Chiar dacă este o zi de sâmbătă și majoritatea nu o să lucreze în această zi, profită de energia acestei cărți de tarot ca să înveți ceva nou, să înveți o abilitate, un skill care să te ajute în carieră, care să te ajute la școală, care să te ajute la locul de muncă. Dacă ești elev sau student și înveți pentru un examen, pentru o mărire, aici treiul de monede te îndeamnă să-ți găsești un grup de studiu, un cerc de prieteni care și ei învață pentru același lucru, care au aceleași țeluri și aceleași aspirații ca și tine și să faceți schimburi de opinii, să vă ascultați unul pe celălalt, să vă ajutați unul pe celălalt să învățați mai rapid, mai ok. Dacă ești angajat pentru o companie, aici treiul de monede te îndeamnă să te canalizezi puțin și asupra ta, asupra dezvoltării tale personale, pentru că atunci când o să fii un om, o persoană mai echilibrată, o să poți să dai și randament mai bun la locul de muncă. Dacă ești antreprenor, pare rău să zic, dar în această zi de sâmbătă nu e momentul ideal să-ți iei o zi liberă, ar trebui să te concentrezi pe afacerea ta. Dacă nu te-ai regăsit în niciuna dintre aceste explicații, atunci treiul de monede te îndeamnă în acest weekend, mai ales în această zi de sâmbătă, să lucrezi asupra relației tale de cuplu, să revii pe aceeași lungime de undă cu partenerul sau partenera ta și să-ți aduci aminte că la urma urmei voi doi formați o echipă și nu ar trebui să lucrați unul împotriva celuilalt, ar trebui să lucrați împreună ca să obțineți ceea ce vă doriți ca și cuplu, ca și pereche. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea, te invit și pe canalul meu de YouTube, unde am o grămadă de alte etalări speciale pregătite pentru tine. Pa, pa!